Vă spunem din nou bine v-am găsit, dragi telespectatori, la Vox Fidei, Vocea Credinței, o emisiune în care de obicei ne uităm la eroia credinței, oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu și având credință în El, au făcut realizări mari. Ne-am uitat și în scripturi la Noe sau la Avram, Uh, dar ne-am uitat după aceea și în timpurile noastre la oamenii ai credinței, oameni care l-au crezut pe Dumnezeu s-au încrezut în promisiunile sale, în cuvântul său și au fost binecuvântați. Credința este un uh, element esențial pentru, pentru viața creștinului. Noi prin credință trăim, relaționăm cu Dumnezeu și prin credință trebuie să umblăm. Uh, de data aceasta o să facem o nouă incursiune nu în istoria apropiată, probabil în istoria mai îndepărtată și îl avem din nou în studio împreună cu noi pe Daniel Stanger. Vă spunem bun venit, frate Daniel. Bine v-am regăsit. Daniel este director la Muzeul Nazareth Village din Israel. De asemenea este ghid și primește multe grupuri din România și din alte părți care se duc să vadă Israelul. Mă bucur că îl avem din nou împreună cu noi și am mai făcut emisiuni cu dânsul și de data aceasta o să uh, mergem mai departe într-o emisiune prin ochii credinței, să ne uităm la Israel și să vedem lucruri care probabil sunt de interes și pentru ascultătorii noștri. Într-o emisiune trecută ne-am uitat la... Uh, templul, la zidul templului, la institutul templului. Uh, poate că au mai rămas lucruri de spus despre muntele templului. Uh, când am fost în Israel, am rămas puțin surprins, te gândești la un munte și te aștepți să vezi ceva imens, înalt acolo, dar uh, munții din Israel sunt mai mici decât munții noștri. Uh, ce, ce ar fi de spus despre acest munte al templului? Deci, într-adevăr, munții noștri nu sunt așa foarte înalți cum sunt munții României. Dar sunt mulți munți frumoși cu istorie frumoasă. Și Muntele Templu este unul dintre ei, are o istorie deosebit de frumoasă. Și în emisiunea trecută, cred că vorbeam puțin despre. Uh, însemnătatea Muntelui Templului. Și acum, dacă ne uităm în istorie, și pentru cei care au fost și am dus pe Muntele Templului, am început de la A și am terminat la Z. Acolo uneori n-ai timp să termini în, în două ore toată prezentarea acestui munte, pentru că este fascinantă, frumoasă și de lungă. Dar putem să o luăm, este un munte important pentru trei religii: pentru creștinism, pentru iudaism și pentru islam. Deci toate aceste trei religii consideră că este un loc extraordinar de important. Probabil că nu o să intrăm în, în destule amănunte legate de iudaism și legate de, de islam, dar pentru creștinism, pentru că mă gândesc că majoritatea telespectatorilor sunt creștini, ar trebui să vorbim puțin. În uh, Biblia, în prima carte a Scripturii, în cartea Geneza, se spune că Dumnezeu i-a spus lui Avram să-l ia pe singurul lui fiu pe care l-a așteptat aproximativ 25 de ani și să-l ducă pe muntele Moria. Conform cu locul respectiv, acesta este muntele Moria, chiar dacă asta se numește muntele templului. Să înțelegem deci, că templul zidit de Solomon a fost zidit pe același loc, pe muntele pe care Avram... Exact l-a dus pe Isaac ca să-l aducă ca și uh, sacrificiu. Ne putem uita în scriptură, de exemplu în 2 Cronici, capitolul 3 unde se spune despre lucrul acesta e una dintre întrebările pe care le am deseori atunci când uh, când mergem acolo și când vorbim despre muntele templului în 2 Cronici în capitolul 3 se vorbește despre acest aspect și ca telespectatorii să înțeleagă, cred că ar fi foarte frumos să-l să citim deci, din nou 2 cronici, capitolul 3, versetul 1: Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim pe Muntele Moria, uh -huh. care fusese arătat tatălui lui David, în locul pregătit de David, în aria lui Ornan Iebusitul. Uh -huh. Deci, iată că în acest verset se spune foarte mult despre însemnătatea locului. În primul rând, Muntele Moria, unde Avram l-a dus ca Jero pe Isaac deci un erou al credinței extraordinar de mare. Uh, cum să faci lucrul ăsta după ce 25 de ani aștepți să, să ai un fiu, și pe urmă, dintr-o dată, Dumnezeu să spună după ce l-ai -ai ca fiu, după ce l-ai văzut în, în fața ochilor o perioadă de timp, ți-e drag, singur copil, așa din tine, să l iei să-l aduci ca jerfă. Și cu toate astea, spune în Evrei că Avram a crezut pe Dumnezeu pe Cuvânt că Dumnezeu îl poate aduce din morți. Deci, prim eveniment. Pe urmă, uh, dacă țineți minte tot în cartea cronici, de asemenea, împărat, se spune despre. David, că a numărat poporul, Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre lucrul acesta și a început o epidemie peste popor. Și atunci, ca să termine sau ca să înceteze această epidemie, spune Scriptura că David a cumpărat aria lui Ornan, sau în altă traducere, în alt pasaj se spune aria lui Aravna, ebusitul, și aceasta a fost ca să aducă jertfe. Spune scriptura că a început să aducă jerfe pe această arie, care este aria lui Ornan, deci exact pe Muntele Moria. David a vrut să construiască un templu, unde? Tot pe locul acesta, că a văzut că Dumnezeu îl ascultă de acolo, aducând jerfe, Dumnezeu a încetat mânia. Și mai târziu, aproximativ 80 de ani, Solomon este cel care construiește templul în același loc. Deci, Muntele Templului de astăzi are o semnificație extraordinară. Ce am spus acum e valabil și pentru evrei. Singura. Ideea deosebită pe care vrei o au cu privire la acest templu este că Dumnezeu a creat lumea din piatra care este acolo în domnul stâncii de astăzi. Aceea este piatra de unde Dumnezeu a creat omenirea. Uh, și uh, poate că chiar dacă nu neapărat ține atât de mult de emisiunea noastră despre credință, dar uh, poate ar fi interesant să vedem ce cred și ceilalți, ca să știe telespectatorii noștri. Acolo, la ora actuală, este construită o moschee imensă, se numește Domul Stâncii. De ce se numește așa și care-i un picuț din istoria ei, dacă ne poți spune? Deci Domul Stâncii, acum ne referim la Islam, da? Da? Domul Stâncii este exact acea stâncă în care și uh, Islamul crede că Dumnezeu a creat lumea, dar mai mult decât atât, undeva în Coran se spune, și fără să intrăm în foarte multe amănunte, de se spune că atunci când Mohamed s-a înălțat la cer, deci a avut ceva loc acolo, copita calului sau ceva de genul ăsta a atins această piatră și este motiv pentru care e considerat foarte, foarte important. În 630, când a, musulmanii au venit la putere de fapt acolo și a fost cucerită a, și Muntele Templului s-a construit exact pe acest loc, moschia lui Omar, care astăzi nu mai este în funcțiune, iar locul moschei lui Omar s-a construit domnul stânci mai târziu în 695. Ce se vede astăzi este clădirea originală în proporție probabil de, cred că 80, 85 deci o clădire de 1000 și vreo 300 de ani este acolo. Toată zona este considerată o moschee, amvonul este afară, este în afara Domului Stânci, deci Domul Stânci în sine nu este moschee, ci toată partea exterioară este o moschee. Acolo se adună în fiecare vineri musulmani la rugăciune, este al treilea loc sfânt pentru uh, musulmani și de aceea, întotdeauna acum este bineînțeles o zonă sub autoritatea palestiniană, este o zonă de conflict. O zonă, fierbinte. o zonă fierbinte. Dar, de cele mai multe ori, trebuie să vă spun că am avut acces cu turiștii noștri. Este locul deschis numai dimineața, pentru aproximativ 3 ore. <laughs> Știți că, atunci când trebuie să faci ceva, și e un lucru bun deci îți trebuie timp și cozi, se stă la coadă, exact cum stăteau românii odinioară la coadă la lapte sau la pâine, uh -huh. se stă la coadă acolo o oră, două ore până se intră, dar e frumos să fii în locul acela și noi de obicei ducem uh, turiștii în, în când e deschis și când se poate. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, încă ceva despre Ierusalim. Știu că am stat și ne-am uitat de pe muntele măslinilor înspre Ierusalim și după ce am făcut... Uh, uh, Diverse trasee acolo. Știu că unii ghizi, în momentul în care merg în Israel, prezintă lucrurile ca și cum am văzut, de exemplu, Via Dolorosa, drumul respectiv, și am văzut un loc în care se presupune că Isus Hristos și-ar fi pus mâna. Da. Știu că multe din informațiile acestea nu sunt autentice. Ce ne pot spune despre despre Ierusalim. Acum e greu să spun și nu vreau să stric piața turistică din Israel, dar uh, sunt multe locuri care într-adevăr nu au nimic de-a face cu ceea ce s-a întâmplat odinioară. Unele lucruri sunt comerciale și asta este una dintre problemele pe care unii dintre turiști le au că Israel devine din ce în ce mai comercial. Dar acum trebuie să ne gândim că Israel din asta trăiește și mm -hmm. trebuie să fie și puțin comercial și întotdeauna evreau trăi din asta, deci mm -hmm. ei sunt buni la capitolul mm -hmm. ăsta. Dar cum este Via Dolorosa sau alte lucruri sunt uh, lucruri pe care oamenii au crezut că așa este, au fost niște trasee înființate de către anumite confesiuni care au mers pe ideea asta că poate așa s-a întâmplat în vechime, dar astăzi nu știe nimeni dacă Via Dolorosa sau drumul crucii despre care vorbim acum, că la asta vă refereați, Parcurge acești, acești pași pe care și noi am făcut. El, de fapt, a fost instituit undeva în vechime, în urmă cu 700 de ani, nu în Israel, pentru că nu toți aveau ocazia să vină în Israel și să vadă locurile sfinte. Și atunci, unii dintre preoți la o anumită confesiune au instituit lucrul acesta, oamenii au pus stații. Asta este prima stație, întâlnirea cu Simon din Cirena, asta este a doua stație. Acestea sunt alte stații, eu am spus numai așa, din da, punct de vedere da. ca să oamenii să aibă o idee. Și când s-a putut veni în Israel, oamenii au luat via dolorosă drumul Crucii, de acolo de unde a fost instituită și au mutat-o în Israel cu acelea stații care de fapt nu are rost să, să te oprești în fiecare stație doar să ți-amintești, dar asta nu înseamnă că acolo s-a întâmplat, că acolo s-a întâlnit Domnul cu, Isu, cu Simon, că acolo s-a întâlnit Domnul cu a, femeile pentru care plângeau și a spus nu, vă, nu mă plângeți pe mine ci plângeți-vă pe voi. Deci sunt lucruri închipuite de oameni și unele au valoare, altele nu mai ca să ne aducem aminte. Dacă mi-aduc bine aminte, adică putem spune ce s-a întâmplat cu Ierusalimul în toți anii aceștia, în anul 70, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat prin anul 600, practic o bună parte din, sau cea mai mare parte din... A fost dărâmat a Ierusalimul, fost dărâmat. sigur că da, și în, în anul 70, deci s-au dărâmat deci templul a fost dărâmat, orașul a fost dărâmat, a fost în ruine a, și nu numai atunci, și în, înainte de Domnul. Deci a suferit schimbări drastice Ierusalimul. Deci nu pot să fie acestea drumurile, deci, să se știe cu exactitate cam care a fost circuitul orașului și unde au fost zidurile orașului într-adevăr, de exemplu cum este Biserica Sfântului Mormânt de astăzi, unde Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă comemorează moartea Domnului și învierea Domnului de deci se știe că a fost în afara orașului se știe că este un mormânt din secolul I deci poate că este un loc real este un loc real din vremea respectivă dar nu știe nimeni dacă acesta este mormântul Domnului sau nu este mormântul Domnului, la fel ca și cu grădina mormântului unde creștinii protestanți consideră să înțeleagă telespectatorii noștri, sunt două locuri, se două locuri exact. care se consideră că au fost uh, sau sunt potențiale. Uh, ca și locuri unde a, ar fi fost mormântul Domnului Isus și în primul, primul dintre ele uh, s-a descoperit un mormânt din secolul I și unii ziceau aici ar fi putut fi, iar celălalt loc... Tot cred. din secolul I și a fost descoperit mai târziu într-adevăr. Primul a fost descoperit de împărăteasa Elena undeva în secolul IV, al doilea a fost uh, descoperit în secolul XIX de către un englez, dar amândouă au șanse mari să fie... Loc unde Domnul a, a murit și a înviat. Dar cel mai important lucru nu este locul, așa cum veți auzi și acolo când veți veni cu mine. Eu tot timpul spun lucrul ăsta. Nu e important locul ăsta dacă Domnul a fost aici sau peste un metru sau peste 5 metri. Ce important este că simți și important este că ești acolo și important este important este relația ta cu Dumnezeu și să, să înțelegi scriptura cu alți ochi. Uh -huh. Asta e cel mai important lucru. Din câte mi-amintesc, erau doar câteva locuri care uh, oarecum era procentul foarte ridicat: că da. sunt din orașul vechi <coughs> și că Domnul Iisus Hristos e posibil să fie umblat pe Exact. Uh, era la, la templu, uneori în. Era uh, jos de tot la da. zidurile templului, unde da. sunt unde este o străduță care are pietre din vremea aceea, din vremea romană, și tot ce e posibil ca Domnul să fi trecut pe acolo, până dacă la orașul lui David acolo într-adevăr s-a descoperit de asemenea o șosea care mergea spre templu de la scăldătoarea Siloamului deși acolo sunt, sunt pietre din vremea Domnului, deci de acum 2000 de ani, tot ce e posibil ca Domnul într-adevăr să fi fost acolo, iar noi să călcăm pe urmele Domnului la propriu acolo Da, acum cred că mai important așa cum spuneai decât uh, e, e, e frumos să vezi orașul, e frumos să vezi poarta frumoasă și să vezi istoria Ierusalimului dar dincolo de asta aș vrea să încheiem sau să ne apropiem de încheiere cu emisiunea noastră încercând să le spunem telespectatorilor cât este de important să ai o credință vie și o credință care nu se întemeiază pe propunerile de traseu pe care le-au făcut unii sau alții, ci pe ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem că dincolo de Locurile istorice la care te poți duce să, să vezi, este foarte important să te apropii și să te apleci peste Cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță, cei care se uită în scriptură nu greșesc, și acolo, pe asta, își pot zidi uh, credința lor. Uh, dacă ai vrea să ne spui câteva lucruri despre, despre credință în, în finalul emisiunii? Um. Deci, pentru mine personal, credința nu înseamnă un loc palpabil sau un lucru palpabil. Eu pot să mă duc în toate locurile acestea sfinte și să mă simt extraordinar pentru că știu că sunt locuri poate pe unde a călcat Domnul, dar nu acolo eu îmi zidesc credința. Deci credința mea este zidită acasă atunci când, cum spune epistola către evrei, credința este o încredere neclătită lucrurile care nu se văd. Deci ce se întâmplă cu toți românii care cred de, de secole de ani și sunt credincioși și care nu au văzut niciodată Israelul? Deci acolo nu ți a, acolo nu mai îți edifici credința. Deci pentru telespectatorii noștri, deci cred că important este credința atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, când stai și te rogi și când stai și primești lumină din partea celui de sus ca, și acolo nu mai îți poți zidi credința, îți poți întări credința pe care o ai deja. Deci lucrurile palpabile dacă țineți minte, spune Scriptura că unii oameni căutau minuni, unii oameni căutau să vadă pe cineva. Lucrurile astea sunt ca urmare a faptului că vrei să-ți edifici credința și vrei să-ți întărești credința. Deci cred că noi trebuie să avem o credință atunci când venim în Israel și sunt oameni de care nu au credință și acolo îl primesc pe Domnul și pentru asta ne bucurăm enorm de mult. Hmm. Dar credința este ceva în lucruri care nu se, vă, se văd, nu în lucruri palpabile Poate că ar fi important să menționăm la finalul emisiunii că putem vorbi despre două laturi ale credinței. Pe de o parte, putem vorbi de un, de un element oarecum natural. Fiecare dintre noi operează cu credință sau prin credință în multe, multe din domeniile vieții. Dacă, de exemplu, vorbim despre o vizită la un medic, în momentul în care te duci acolo și îți face niște investigații, nici nu știi cum funcționează aparatele, nici nu știi exact uh, ce analize ți s-au făcut, dar tu ajungi să crezi. Este un proces rațional la început, de gândire, în care uh, analizezi situația și uh, judeci dacă ceea ce ți se spune este corect sau nu. Cred că și în, în domeniul acesta al spiritualității, al... Uh, vieții uh, cu Dumnezeu, cred că putem vorbi de o dimensiune de uh, rațională a credinței. Noi credem în Dumnezeu, dar nu credem în Dumnezeu pentru că e absurd. Uh, sunt niște dovezi Așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, dacă ne uităm cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el, îl putem vedea pe Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care raționezi și urmezi logica asta, ajungi să crezi în existența lui Dumnezeu și îl introduci pe Dumnezeu în ecuația ta. Crezi în, în, în întruparea lui Isus Hristos, în viața lui Isus Hristos, minunile lui, făcute de Isus Hristos, pentru că sunt uh, documente, sunt dovezi uh, uh, și martor oculari, și dovezi arheologice care probează că Evangheliile sunt uh, reale. Apoi urmează o a doua fază în care tu accepti toate dovezile acestea, dar este faza a treia pe care întotdeauna am subliniat-o și în emisiunea noastră când am mai vorbit, este faza angajării sau a încrederii. Lucrurile pe care le știi, lucrurile pe care le-ai acceptat, ajungi să Îți pui toată încrederea în ele. De aceea e foarte important pe ce se așează credința ta. Pentru că dacă credința ți este așezată pe niște informații greșite, pe niște date uh, false, poți să te duci în Israel și să ai impresia că ai fost în locul în care au fost Isus Hristos, dar pentru că datele pe care le-ai primit, informațiile, nu sunt corecte, ajungi să crezi, să te rogi și să nu fii în locul în care. Uh, efectiv a fost Isus Hristos, dacă, dacă îi să o luăm așa. De aceea, încă o dată, îi sfătuim pe ascultătorii noștri să judece, să uh, evalueze pe ce este întemeiată credința lor, să fie întemeiată pe adevăr, pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe date neomenești, nu pe tradiții, ci pe scriptură, să accepte adevărurile Bibliei în inima lor, în mintea lor. Și apoi să se angajeze. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, când Dumnezeu îți face o chemare, așa cum i-a făcut lui Avram, Avram s-a angajat la Cuvântul lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu. Avram a lăsat țara lui, seminția lui și a pornit după Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru dumneavoastră și pentru noi, ca de fiecare dată când auzim uh, cuvântul Scripturii, chemarea lui Dumnezeu, să fim gata să ne angajăm și să ne încredem în ceea ce Dumnezeu spune. Vă mulțumim foarte mult, uh, frate Daniel, pentru uh, prezentarea, pentru scurtul circuit pe care l-ați făcut și în emisiunea de astăzi. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și dumneavoastră. La fel și eu vă doresc. Și telespectatorilor noștri vă dorim o zi binecuvântată de Domnul.